am sesizat-o în urma solicitărilor venite din partea primăriilor, care nu au suficiente fonduri pentru a susține un serviciu propriu, fiecare în cadrul primăriei lor, pentru că conform reglementărilor care sunt acum în vigoare, ar trebui să aibă adăpost un medic veterinar, un întreg aparat care să fie implicat în acest serviciu, nu au toate primăriile această posibilitate. Și în urma acestor solicitări am analizat și noi situația, am căutat exemple, cum v-am spus, am văzut că la Hunedoara funcționează, datele pe care aceștia ni le-au furnizat au fost, practic, cheltuiala primăriilor pe care o aveau pentru acest serviciu s-a redus la 20% față de cât aveau dacă fiecare își gestionau separat. Și, prin urmare, atât datele economice, cât și analiza eficienței în astfel de serviciu ne-au determinat să luăm și noi această... Primăriile ar urma să aibă și ele o contribuție în asociația respectivă. Asociația respectivă, da, va fi finanțată din contribuția, cotizația Consiliului Județean și a fiecare primărie. S-a discutat despre... Funcție de numărul de locuitori, iar bugetul va fi stabilit funcție de activitățile pe care ni le propunem în concret pe această asociație. Și care va fi participarea Consiliului Județean? La acest moment nu putem să spun. A fost o discuție de principiu. Am vrut să vedem dacă primăriile ar fi interesate să intre într-o astfel de asociație, că nu are sens să faci o asociație în care să fie trei primării. Cu cât sunt mai multe, cu atât această situație va fi mai bine gestionată. Dar vor fi din discuțiile pe care le-ați avut, care sunt zonele cele mai vulnerabile pe județ? Zonele urbane. Orașele unde sunt aglomerări mai mari, acolo sunt mai multe probleme. Ne-am sesizat cu Șamică, Mediașul, însă și Rășinarul este foarte afectată de prezența acestor câini vagabonzi și este unul dintre primarii care ne-a semnalat necesitatea gestionării centralizate a acestei probleme.